cunoscut sub pseudonimul Chelu și pentru apartenența sa la formația română de hip-hop Paraziții, Cătălin Ștefan Ion este născut pe 24 martie 1978. Suficient de controversat pentru unii, destul de dur pentru alții, Chelu, împreună cu cei de la Paraziții, a adunat prea mulți fani pentru maniera directă și uneori vulgară a modului în care își transmite mesajul melodiilor interpretate. Să ai un șef fără chef și o muncă stabilă, să stai în garsonieră, nu vilă, să ai o atitudine umilă, să aștepți o moștenire de la o babă senilă, să trăiești mult de dragul de a trăi, să ai familie, să torni NG-uri de copii, să nu fumezi, să nu bei droguri, să nu iei, să n-ai păreri sau idei, să nu-ți dorești, să nu vrei, să fii bun, să ai o conduită înaltă, așteptând vacanța de pe lumea ilaltă, o arzi în halul ăsta, ești o victimă îndoctrinată. Statutul de persoană publică îl ține departe pe Chelu de locurile cu mulți oameni, pentru că rapperului nu-i place să se știe prea multe despre viața sa particulară. Și totuși, mijloacele media scot la suprafață și tipul de atitudini care nu s-ar dori a fi cunoscut. În noiembrie 2013, Chelu, în calitate de jurat, la unul din concursurile televizate a jignit destul de grav o persoană a cărei orientări sexuale nu erau pe placul celui din juriu. Ai cântat, eu disprețuiesc tot ceea ce ești, ce reprezinți și țara asta te va trimite acasă, cu siguranță, a afirmat Chelu. Homofobia, de care a dat dovadă Chelu, în direct la televiziune, a determinat CNA-ul și o anumită asociație să ia act de atitudinea rapperului.